au fost oameni care umblau cu Iisus 3 ani jumate și n-au luat nicio decizie, iar alții au fost odată și au fost schimbați de la Harul. Din toată mulțimea aceea, dragii mei, Biblia spune aici că toți de afară credeau. După toată evangelizarea din Ierihon, 99% au rămas cu cârtirea și 1, 2. El și Bartimeu au rămas cu mântuirea. Câți dintre voi veți rămâne oare cu mântuirea în seara asta? Puneți întrebarea să vezi. Și în ultimul rând, mai contează buletinul spiritual care l-ai. Când mă duc la Nădlea, când ia buletinul, nu zice, arată buletinul, nu, mi-l ia. Ce dă întreb buletinul? De ce mi-l ia? V-ați pus întreba de ce mi-l ia la Nădlea buletinul? Sau la ambasadă, de ce mi-l ia actele? Pentru că nu e suficient să declar eu despre mine că sunt român, că mă cheamă Boariu, că nu știu cine, taică-mă și taică, maică-mea. Spune-te mai aici buletinul, îl bagă la un aparat și aparatul ăla certifică cu bază de date a României că eu sunt cetățean din România. Într-o zi la vama celor lui va conta buletinul tău și în nou capitolul te spune așa: am fost născut nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Într-o zi la vama celorului, dragii mei, ascultați-mă, indiferent cât ai spus tu, eu-s pocăit, taică mi-a fost pastor, unchi mi-a fost proroc, în ziua aceea se va verifica cu cartea vieții. Oare se va găsi numele tău în cartea vieții? Mă apropii de încheiere spunându-vă, dragii mei, că ambasada pentru viza din cer este biserica. În seara asta ești la ambasada. Te poți să primești un pașaport, te poți să primești un buletin pentru cer. Dragii mei, în ultima zi din viață sau în momentul judecății când ne vom întâlni cu Dumnezeu, dacă noi vom auzi numele scris în cartea vieții, ascultați-mă, tot e pierdut. Eram la evanghelizare la Caporal Alexandru cu 6 ani, zile sau 7 ani. Și după predică s-au ridicat câțiva copii și a cântat o cântare care m-a mișcat mult și a zis cântarea aceea: când se vor citi numele, vei fi acolo. Eram cu Manu la masă și cu un frate nu de mult. Și ne spunea fratele acela despre bunica lui. O trăit până la 102 ani bunica sa. Până la 102 ani. În ultimii 2 ani din viață avea o boală, nu poți să-i spui Alzheimer, că era foarte diferit de Alzheimer. Se identifica cu uitarea. De fapt, bunica uita câte ceva. Dar știți ce uita bunica? Ascultați-mă, că n-am auzit ceva în viața mea. Nici până atunci, nici de atunci încolo. Nu recunoștea pe nimeni decât pe pocăiți. Oameni buni, e o boală care nici merge o descoperire. Avea copii câțiva în lume și avea copii câțiva în biserică. Când intra pruncul care era în lume la ea în casă, îl întreba serios: cine ești? Și intra fata pocăită și spunea: bine ai venit, și spunea pe nume: hai aici lângă mine. Dragii mei, s-au speriat oamenii de lângă ea. Și-au venit și-au întrebat-o și-au zis: Boni, mami, de ce pe el îl recunoști pe mine, nu? Și-au zis: pentru că Domnul mi-a arătat care dintre voi aveți pe care în cartea vieții scris. Împreună cu numele meu e și numele voastră. Eu pe aia vă țin în minte. Eu sunt la vamă deja. Eu trebuie să plec. Dacă vrei să te recunosc în cer într-o zi, noi eu și Iisus. Pocăiește. Dragii mei, am venit de la Deva să vă spun că această carte mi-a schimbat viața. Că pe buletinul meu scrie în vețel Strada Rivere, numărul 310, județul Hunedoara. Pe buletinul meu spiritual scrie Ierusalimul cel nou. Stradă pavată cu aur. Nu departe de casa voastră, dacă știu ai acolo. Fost 4 seri de evanghelizare când Dumnezeu a trimis oameni care au bătut sute de kilometri, dacă nu câteva mii împreună, pentru tine și pentru mine. Dar vreau să lasă să spui: Doamne, vreau să mă pocăiesc și eu. O să cântăm o cântare cu Manu și pentru că e final de evanghelizare, dacă este cineva care s-a predat sau în seara asta se va preda Domnului, vreau să ne rugăm pentru el. Nu se va mai filma, se va opri filmarea. Se va transmite numai live în cer. Vino aici în față. La 14 ani jumătate într-o biserică din Arad. De pe ultima bancă a venit până în față. Și o să vă spun că de 18 ani trăiesc cu el și mi-a făcut un bine.